Bun. Și rămâne partea cealaltă a poveștii. Pentru că e doar o poveste. Dar care sâmburii de realitate sunt mai mulți decât întreaga poveste. Și dacă rămâne, Doamne ferește, însărcinată, cu cine nu trebuie, sau cu dobitocul, și prostul refuză și căsătoria. Pașteți-mi bine. Bine, da? Și nu da de o viață, atunci nu ai decât o altă variantă. Să-l dai la orfelinat sau să-l crești singură. Și acum răspunsul preotului. Așa e că sunteți buni? Așa e. Preotul ce să facă? Ai adus copilul, ai făcut o prostie cât casa, după regulile preoțești sau starețe sau mănăstirești sau așa, ți-l luăm și îl ducem la orfelinat și vom avea grijă de el. Așa e că ești bună? Așa e. Așa e că e cel care vorbește e prost? Așa e. Sau așa, sau așa, sau așa, sau așa. Și dobitocul care te ajută? Așa e. Așa e că e bună. Și nu mă felicit. Pentru ce să te felicit? Că te-ai culcat cu dobitocul ca să înveți să-i fiți soț lui prostul și ai făcut copil cu dobitocul și ai rămas fără soț sau în cazul cel mai rău ești soție cu prostul. Gândește ce căsnicie fericită o să ai. Dacă va fi căsnicie, când vei ști că prostul trebuie să înfieze copilul care nu l-are. Cu tine. Făcut cu dobitocul. Dacă te ia. De soție. Dacă nu te mai ai două variante. Ori ții lângă tine și îl crești ca un câine sau ca o pisică, deși acolo trebuie să-l înveți. Mama, tata, Ana are mere. Trebuie să-l îmbraci și să-l dezbraci, nu să-i arunci. Niște mâncare, pum, apă, pum, a crescut, a început să latre când vrea afară să facă caca sau pipi. Sau la plimbare. Trebuie pregă, îmbrăcăminte. La orfelinat, când se duce, e simplu. Îl arunci preotului în cap, am scăpat de el. Punct.